au închis și ușa când eu am venit. Bună ziua. Îmi stă un fir de păr ciudat. Gata, îl văd. Vă dați seama cât de rău sunt. Wow, prea multă muncă. Bună dimineața, ce mai faceți? Sunteți bine? Cafea. Cafea. Sunt cea mai fericită. O să continui seria cu acele Q&A-uri, chestii, tag-uri nebuni. Așadar, m-am gândit că ar fi o idee drăguță ca acum să vă vorbesc despre ce aș face în 2024. Ce-mi doresc eu pentru 2024. Așadar, cu acest creion de rigoare în mână, am să încep să vorbesc și sper să fie interesant. Am 10 planuri scrise, materiale. Și doar 3 planuri sufletești. Atât s-a putut. O să încep prin a spune planurile sufletești, pentru că sunt mult mai simple și mult mai puține. 3. O să vreau, ce am scris aici, prima oară, liniște. Îmi doresc ca anul viitor să am liniște sufletească foarte multă, să am grijă de sufletul meu, iubire și motivare personală. De ce am ales aceste 3 chestii? Stai să-și pun mai bine. Au, prost mai stau pe acest scaunel. Îmi doresc și un scaun. Am scris aici că îmi doresc un scaun. L-am scris, îmi doresc un scaun. Glumesc. Ideea este în felul următor. Îmi doresc să fiu mult mai motivată pentru sănătatea mea. Am parcurs un an greu. Un an în care... Un an în care am crezut că îmi dau demisia, un an în care am crezut că ne puneți de nervi, un an în care am căzut fizic de 3 ori chiar. Mi-a zis corpul stop, știi? Un an în care mi-am dat seama că locul meu nu este într-un anume loc. De 2 ori chiar. O dată pe plan... de fapt, nu pe plan, că nu pot să zic asta, adică nu e pe plan de muncă, nu. La muncă și unde stăteam, la bloc. Dar mi-am dat seama că nu pot să stau la bloc. Mi-am dat seama că a sta la bloc pentru mine e destul de dificil. Sunt cumva obișnuită să, de câțiva ani de zile, m-am obișnuit să fiu liberă și să nu am... oameni în jurul meu care să-mi spună că vreau să parchez mai departe că eu n-am loc să ieși din mașină. Și o să ceva gen... Poftim? Ai... ai un loc de parcare. Ai loc în el. De ce vrei și pe locul meu de parcare? Adică nu știu. În fine, nu contează. Am mai zis eu de treaba asta. Mi-am dat seama că sunt o persoană care preferă să stea la casă. Deci o să stau la casă. N-am ce face, aia e. Poate se vor mai schimba lucrurile, nu știu, nu pare rău, nu știu. Dar nu este nicio problemă. Am dat de foarte multe chestii foarte, foarte urâte și foarte dificile și mi-am dat seama că sufletul meu este mult mai important și Laura încearcă să mă învețe treaba asta și știu că are dreptate și știu că greșesc cu faptul că mă dedic cumva prea mult, dar asta sunt, dacă muncesc, vreau să muncesc și nu vreau să-mi bag joc. Dar, din păcate, nu toată lumea face treaba asta și sunt conștientă de acest lucru. Așadar, din păcate, pentru alții și din fericire, pentru mine, voi încerca să am mult mai multă grijă de mine pe planul meu. Pentru eu, nu pentru altceva. De-aia m-am înscris la facultate, am început să zic stop. Eu. De-aia mi-am făcut ochelarii. De ce? Din nou, eu. Pentru că din cauza faptului că nimeni nu putea să-mi ia locul, nimeni nu putea să mă ajute, nimeni nu putea să facă absolut nimic pentru mine, cel puțin la muncă, de acolo au plecat foarte multe supărări, pentru că petreceam foarte mult timp la muncă și acum nu știu când o să apară acest clip, însă eu în medie stau undeva la 8-9 ore, 2 zile pe săptămână, undeva 10 ore, alte 2 zile pe săptămână și acum vinerea stau 3-4 ore. Dar mai de mult stăteam 10-12 undeva zilnic. La un moment dat renunțasem și la weekend, deci de luni până vineri.
Și de acolo am început să mă enervez pentru că nu aveam o problemă și acum aș face asta. Vă zic sincer, și acum aș sta de dimineață până seara. Numai că n-am nevoie ca cineva să mă ridice în piedestal, ci am nevoie ca în momentul în care spun, uite, am nevoie și eu de asta ca să pot să ajut în continuare mai mult și să fiu acolo mai mult. Nu vreau să aud chestia că nu te implici. Iar mie, când cineva zice că eu nu mă implic, simt că dă cu piciorul tuturor sacrificiilor pe care le-am făcut, fix sau chit, că nu a fost necesar să stau neapărat eu. Existau și alți oameni. Dar nu au vrut. Iar eu am zis, hai mă că las, că ajut eu. Fraieră eu. Fraieră eu. Dar în orice caz, de aici toate supărările. În principiu, eu în familie n-am supărări, sunt super ok. Eu îmi iubesc familia, mă înțeleg bine cu ei, cu Laur sunt foarte bine, deci supărările mele pleacă din acea zonă. Așadar, va trebui să rezolv acest lucru. Deci, liniște, iubire și motivare personală, asta am nevoie în 2024. Laur e lângă mine și mă ajută cu acest lucru, așadar, sper că va fi ok. Bun, și acum pe parte materială, care asta îmi place mie cel mai mult. Am nevoie așa de un telefon nou pentru că ăsta îl urăsc. Nu că îl urăsc, îl detest. Îl detest din ce în ce mai rău pentru că eu când l-am luat, mie mi s-a spart S9-ul ăla, care era original cel așa. S9-ul care a filmat super ok, n-am avut probleme cu el. Ăsta este un 21 Fan Edition și pot să spun că este foarte nașpa pe parte de film, de clip, de pozat și de editat și chestii. Mă enervează. Pur și simplu nu are aceeași calitate și ar trebui să fie 21. Ok, înțeleg, n-ar fi trebuit să fie exact ca S21-ul normal, dar totuși nici măcar nu ar trebui să fie mai prost ca un S9, zic, nu știu. Deci, un telefon nou mi-aș dori foarte tare. Bun, apoi am un trepied pentru telefon, un gimbal. Am nevoie neapărat de un gimbal, ăla și stabilizatorul. Am nevoie de un stabilizator. Mi se par foarte bune și foarte necesare pentru mine. Chiar și când faci o poză, chiar și când filmezi și chiar m-ar ajuta. Deci am nevoie de un gimbal. Am nevoie de o redecorare a balconului. Trebuie să-mi redecorez balconul. Am foarte multe plante, am foarte multe chestii pe balcon. Am loc pentru că totuși e curat și e frumos, dă. Dar trebuie să-l organizez mult mai bine. Așadar, trebuie să fac în așa fel încât să am mai mult loc pentru chestii. Deci am nevoie de un dulap, am nevoie de a-mi pune niște lambreu pe pereți ca să... Vreau să mă umor. Am nevoie de niște lambrii pe pereți ca să dea bine cu tot ceea ce îmi place, că mi-mi place lemnul și aia este numărul 4. Am nevoie de niște accesorii noi. Am nevoie de chestii. Am nevoie de un lănțișor nou. Bine, mai am lănțișoare, nu vă gândiți, dar îmi place ăsta mie mult și de al port cu lotusul ăsta. Vreau și niște brățări, vreau să-mi schimb niște brățări când mi s-au rupt chestii. Deci am nevoie de accesorii noi. Bani. Am nevoie de bani. Am nevoie de bani pentru toate astea. Dar de-aia muncesc. Bun. Am nevoie de niște meșe pentru codițele afro. Nu mai am meșe pentru că le-am aruncat. Pentru că nu... Alea au fost primele pe care le-am folosit. Au fost primele pe care le-am folosit. Au fost foarte ok. Într-un final mie mi-a ieșit. Numai că... Acum știu ce-mi doresc și acum știu cum să le folosesc și cred că nu le-aș... Erau... Le-am folosit de 2 ori sau de 3 ori? Cred că de 3 ori. Parcă. Și mi-am zis că dacă le bag la spălat o să se facă ca naiba și 13 lei, 14 lei, pe bune, odată la ceva timp o să dau. Iar pe două, adică gen pe un smoc, dau 13 lei. Deci, două smoace, nu moare nimeni. Deci am nevoie de meșe noi pentru că mai vreau să mai fac codițe afro. Chit că afectează părul, dar am noroc că eu în maxim o săptămână eu mi le dau jos pentru că eu nu sunt ok cu ideea să stau cu părul așa mult timp. Plus că s-ar usca foarte greu. Cred că aș face meningită, nu știu, aș face otită, aș face toate, orice aici, în zona asta, la început, am început ce ochi. S-ar duce pupila de la ochi așa în jos, pe răceală. Deci nu. Ori le spăl, dar nu știu cum să le spăl, de ce să mint, că sunt din alea ieftine, logic. Că dacă era din nu știu ce meșe de păr de nebunii, na. Eu le vreau albastre, eu le vreau colorate, le vreau fosforescente, le vreau...
le vreau în stilul meu. Bun, ce mai am eu aici? 6? Wow! Am nevoie de o mașină nouă, ori să o repar pe a mea, nu este foarte stricată, nu este stricată de fapt, că dacă era stricată nu mai mergeam cu ea pe drum, că mă bătea tata. Dar, mașina este veche, din 2004 și aș vrea să fie undeva măcar 2010, peste 2011, 2012, ceva în gen. Plus că eu ca să intru pe vreme rece, trebuie să intru pe la copilul. Intru pe la copilor, pe la copilot, îmi deschid ușa, păi ies, puc, atâta se poate. Sunt eu, e ok. Și cu Volkswagen nu mi se întâmpla aproximativ la fel. Numai că era la copilot problema. Trebuia să mă urc eu în mașină ca să deschid copilotul, ceea ce îmi convenea mult mai mult. Așa, îmi doresc ca plățile și ratele pe care le am acum să le țin frumos și să achit un plus ca să scap de ele. Nu cred că... Cred că v-am zis. Nu cred că am omis să vă zic. Am un teren și eu cu Laura avem un teren și îl plătim. Și mai avem un an și ceva și la asta cumva plătim la fel. Deci n-avem... Asta îmi place foarte mult. Nu avem dobândă și mi se pare genial. Și omul a fost atât de drăguț încât să ne lase 2 ani. Și maxim era un an jumate sau un an și 8 luni. Dar ne-a lăsat un an jumate. Asta pentru că am și rata de la bancă. Ce să facem? Suntem oameni, n-am avut bani de dat avansul atât de ușor. Se mai întâmplă. Așa. Aș vrea să merg neapărat la masaj. Cred că asta, nu știu dacă e de suflet sau e de bani, dar să bei bani ca să faci asta. Deci, e tot pentru mine. Aș vrea să merg neapărat la masaj. Mă scuze. Aș vrea să merg neapărat la masaj. Acum am scuit. Pentru că am cifoză și cifoza mea se înrăutățește pentru că nu am grijă de mine și pentru că nu fac exercițiile, pentru că sunt leneș. E simplu. N-am de gând să zic chestii false, nu. Sunt leneș. M-ar ajuta foarte mult dacă aș nota, dar având în vedere că stau cel puțin 9 ore la muncă, fără pauzele alea, adică alea 10 minute de pauză, respir și după aia intru iar, adică... Așa. Teoretic, nu am timp să fac exercițiile la muncă, chiar că aș vrea să not, nu mai am chef de not. Nu mai am chef de not, credeți-mă. Și eu nu înțelegeam oamenii care spuneau asta. Eu eram ceva gen, ai mă, serios? Și după 2 ani nu mai am chef de not. Mă duc la piscină, sunt ok, stau. Mă duc să stau. Măcar atât. Să nu mai not. Dar da. Ce avem? 9. Să completez pentru cameră. Să completez pentru cameră, asta înseamnă să-mi iau un scaun de la drăguț. Poate din ăla care fac așa. Cum ar fi să mă vedeți într-un clip că fac în continuu așa? Vai, ce frumos ar mai fi pentru mine, nu și pentru voi. Am nevoie de spoturi pentru că eu nici măcar în ziua de azi, după 14 ani, eu nu mi-am pus spoturile la pat. Adică lumini. Am firele alea ieșite și mi-am pus două pălării peste firele alea să nu se vadă. Asta pentru că nu am nevoie de lumină la pat. Adică am fost economă, nu? Dar mi-am luat foarte multe plante. Deci, plante. Da. Deci am nevoie de niște spoturi. Am nevoie de niște chestii lângă televizor, un fel de raft, mă gândesc cum să-l fac, ca să ascund niște fire, pentru că am trei fire care atârnă pe lângă televizor și eu sunt așa, gen, firele alea. Și Laura când își pune Xbox-ul sau ce doamne artă mai aia, PlayStation-ul sau habar n-am, și o pune sub frigideruțul meu, iar eu cu frigideruțul nu pot să-i dau drumul, că dacă curge o picătură de apă pe ce are el acolo și îl stric și nu vreau. Și așa că frigideruțul stă acolo nepornit. Și am zis că trebuie să luăm neapărat niște răfturețe, să le punem în colțul ăla. Mă gândeam să le punem așa, știi, pe colț, că există peretele, colț, știți, m-ați prins? Da. Chestia asta așa. Un triunghi. Punem niște triunghiuri acolo, punem PlayStation-ul, ascundem și firele, eu sunt fericită, toată lumea este fericită. Da. Deci cam asta aș vrea să fac și neapărat mi-aș dori să-mi cumpăr un brăduț. Nu știu dacă la vremea aia la care eu vorbesc acum mi-am cumpărat un brăduț, dar încă doresc un brăduț. Gen cam atât de gros, cam așa de gros, așa,
chestie, un cerc, așa, dar lung, înalt, foarte înalt, extrem de înalt, dacă se poate, pentru că îmi doresc să am un brăduț în cameră. M-am gândit să-mi iau un brăduț din ala natural și să-l plantez în curte, însă încă nu e îngrădită curtea și mi-a zis Laura că poate îl fură cineva. Și nu vreau să-mi fure nimeni brăduțul. Pentru că să fie din ala albicios, da. O să fie frumos. Vedeți? Scopil cu minte, măi! Măi! Așa. Și 10, ultimul, să fac 5 excursii. Aceste 5 excursii, știți foarte bine cum sunt eu. Nu vreau... Opa, scuzați. Ce scuz? Iar l-am stricat? Nu, e ok. Așa. Îmi doresc 5 excursii. Bla, bla, bla. 5 excursii. Fie în România, fie în afara României. 5. Eu vreau 5. Am 12 luni pe an? Da. Bun. O lună, da, o lună aproape. Să mergem pe undeva. Mi-aș dori tare mult. De ce zic 5 excursii? La asta mă refer chiar și cu ieșiri. De când sunt cu Laur, chiar ies mult mai mult și sunt mult mai fericită. Pentru că am, nu că am cu cine să ies, însă mă distrez în timp ce ies. Și cu Laur, și cu Dana și cu frate, mă gândeam, tot mă distram. Ok. Dar numai că iau bebe și nu-i mai pot folosi pe post de distracție. Dacă m-ar auzi, m-ar bate. Ideea este că m-aș simți mult mai liniștită și sufletește, pentru că mi-am dat seama că m-am axat pe muncă și mi-am dorit să mă axez pe muncă și mă bucur pentru că am reușit să-mi iau foarte multe lucruri singură, pe propria mea putere, deci fără să mă ajute nimeni. Așadar, dacă vreau să arunc ăsta din spatele meu, l-arunc. Nu contează cât am dat pe el. Dacă eu așa am eu cheful necesar, eu fac asta. De ce? Că n-are cum să-mi zică cineva că ți-am dat bani pe asta și de ce faci tu ce vrei tu. Deci, înțelegeți un debat? Independență. Chit că acum, da, stau cu ai mei, asta nu înseamnă că eu nu cumpăr mâncare sau nu înseamnă că nu fac curățenie sau nu înseamnă că nu fac chestii. E că sunt acest adult responsabil. Iar acum, ca pe final de chestie, ca să totuși să facem de 20 de minute clipul ăsta, sunt de părere că este bine să vă focusați pe muncă dacă vă și dă bani pe munca respectivă. Da, eu am fost plătită pe munca pe care am făcut-o în plus. Foarte logic și normal, că altfel n-aș fi făcut-o totuși. Nu sunt atât de nebună. Chit că am mai avut momente în care am făcut muncă pe gratis și am avut foarte multe momente. Ce sfat am eu? Multă lume spune că m-am săturat să fiu eu pe planul 2. Multă lume spune, dar nu eu zic. M-am săturat că eu să fiu pe planul 2 și au dreptate. Eu, spre exemplu, m-am pus de multe ori pe, nu pe planul 2, pe planul 17 poate. Și cumva nu a fost ok și s-a văzut către sănătate. Iar acum trebuie să-mi refac eu toată sănătatea. Așa că, hai. Tot așa, la muncă, mai nou, am auzit așa pe la urechi, că cei de sus s-au săturat ca pentru alții munca să fie planul 2. Ce m-a supărat pe mine, eu, ce mi-ai gușe, mi-ai și în căpușă, nu am ce treabă. Am fost foarte supărată pentru că pentru mine, da, munca a fost pe primul plan și nimeni n-a apreciat cu nimic. V-am mai zis treaba asta și așadar, pentru mine, oficial, nu va mai fi pe primul plan munca. Nu e ca și cum aș avea bani, nu vă gândiți la asta, că n-am bani. Am bani de supraviețuit. Trebuie să fiu conștientă și de faptul că trebuie să-mi plătesc ceea ce am de plătit, trebuie să-mi plătesc în continuare poftele, pentru că am pofte, nu știu, pick and diesel, habar n-am. Și trebuie să-mi dau seama că este normal să muncești, absolut nu renunț la muncă, Doamne ferește, doar că nu voi mai sări. Hai, n-ai cum, dar te ajut. Nu te ajut, nu pare rău. Mai ții minte când voiam și să mă fac ochelari? Da, a trebuit să-mi anulez eu tot într-o zi în care se putea totuși să mă ajute cineva. Și a trebuit să stau să recuperez. Nu pot. Așadar, din păcate, nu-mi place să fiu așa. Eu nu sunt o persoană așa, absolut deloc. Deloc. Și
n-aș vrea să fie și oamenii așa de fel, dar locul ne obligă uneori. Sau colectivul, căci colectivul nu are nimic. Adică, teoretic, știți cum e, peștele de la cap se împute. Deci, da. Așadar, pentru 2024 îmi doresc ca aceste mici planuri să devină realitate, măcar 70-80%. Deci, măcar 70-80% din toate astea, din cele 13 lucruri, să fie îndeplinite. Alea 3, totuși, de la suflet, ar trebui să fie obligat forțat. Să am grijă de mine. Asta înseamnă că aș vrea să și slăbesc logic sau aș vrea să și mă mențin cumva sau să-mi recapăt puterile, mai bine spus. Îmi doresc să-mi recapăt puterile. Aș fi continuat cu mult mai multă muncă, dar dacă eu nu sunt, nu se poate. Așadar, trebuie să am grijă de sănătatea mea ca să pot să continui cu anumite lucruri. Gata! Așadar, voi ce planuri aveți pentru 2024? Eu, alea cu materialul, poate să vi se pară că sunt materialistă, nu știu. Dar cam asta aș avea eu un plan să fac. Anul ăsta mi-am îndeplinit cam tot ce am avut de făcut și o misiune. Misiune. Am avut o misiune. De 3 ani de zile am avut o misiune și nu mi-am îndeplinit-o. Dar am îndeplinit-o anul trecut cu laur. Am avut misiunea de a sta liniștită sufletește pe parte de romance. Și cu Laura am reușit să fac treaba asta. Iar în decembrie facem un an. Yay! Bun, gata. Deci, voi ce planuri aveți pentru 2024? Are prea de vreme că m-am gândit deja la treaba asta, dar eu încerc să mă focusez și să fac și pentru viitor, dar mi se uit de prezent. Așadar, spuneți-mi și mie comentarii ce și cum. V-am pupat, ne vedem data viitoare. Sper că vă plac totuși seriile astea de clipulețe pe care le fac. Mua.